Pensionarul își va petrece aproape un deceniu în închisoare după ce le-a recunoscut polițiștilor că se urca la volan fără permis încă din 2007. Conform mesajul.ro, ultima dată bărbatul a fost prins de polițiști în iunie 2020, după ce a plecat de acasă din satul Valea Lupului la cumpărături. La întoarcere și-a dat seama că unul dintre sifoanele pe care le cumpărase nu funcționa, așa că s-a întors să-l schimbe. A fost oprit de o auto specială a poliției după ce inițial a încercat să fugă de aceștia. Le-a dat cartea de identitate, polița de asigurare și o copie a certificatului de înmatriculare, declarând verbal că deține un permis de conducere ucrainean, care însă ar fi fost reținut de poliția rutieră în 2018. Ulterior le-a mărturisit polițiștilor că nu are niciun fel de permis și că obișnuiește să conducă așa din 2007, doar când avea de mers în afara județului se folosea de serviciile altui șofer. Instanța reține că acesta a recunoscut și a regretat săvârșirea faptelor, dar nu poate ignora faptul că acesta are o vastă activitate infracțională, condamnările anterioare și executarea unor pedepse cu închisoarea în regim de detenție nefiind suficiente pentru reeducarea inculpatului și adoptarea de către acesta unui comportament conform normelor de conviețuire socială, au reținut judecătorii. Aceștia l-au condamnat din nou la un an și 6 luni de închisoare, pedeapsa a fost contopită cu ultima condamnare primită, rezultând un total de 8 ani și 4 luni de detenție, relatează mesajul.ro.